Săptămâna trecută am fost în Gorj, continuăm periplul muzical tot prin județul Gorj. Ne aflăm în județul Gorj pentru că, așa cum îmi place mie să spun, acolo s-a spart oala cu soliști de muzică populară. Trebuie să recunosc că sunt foarte mulți soliști acolo, foarte talentați, fete frumoase și talentate, nu vorbesc ca și băieții sunt frumoși și talentați. Bună seara și bun găsit, sunt Carmina Vlad, iar de această dată am ca invitată o tânără mămică, o tânără solistă de muzică populară. Este cadru didactic, vom afla foarte multe lucruri despre acesta. Este frumoasă foc și se numește Raluca Ghișe Căpitănescu, care îi spun bună seara, bine ai venit la noi pentru prima dată. Așa este, bună seara, mulțumesc din suflet pentru invitație, sunteți un om minunat. Mulțumesc! Și vă mulțumesc pentru frumoasa prezentare. Cu mare drag, să știi că eu te-am urmărit pe YouTube, tu ai fost recomandată de Ion Drăgan. Îl salutăm! Salut, Ioane! Și Ion, când l-am sunat, zic, mai dăm și mie gorjeni de-i tăi. Și a zis, zice, bă, îți dau o fată frumoasă și talentată. Zic, dăm. Și mi-a dat numele tău, m-am uitat, te-am urmărit pe YouTube, trebuie să recunosc, ți-am ascultat repertoriul și mi-a plăcut foarte mult și zic, mă, să știi că chiar o vreau. Când ai venit aici, știi ce ți-am spus? Că ai ochii foarte frumoși. Mulțumesc din suflet! Haideți să aflăm câte ceva despre Raluca, omul simplu, dar și artistul Raluca Ghișe Căpitănescu. De unde vii, Raluca? Vin din Târgu Jiu, dar bunicii au decedat din comuna, din satul Brădiceni, de la Tarafurel la Ciulei, care de curând a decedat, din păcate, un adevărat talent. Păcat. Așa, am început cariera muzicală la 8 anișori, la Școala Populară de Artă. La 8 ani te-ai dus la Școala Populară de Artă? Așa este, da. Am început ca elev, ușor, ușor am trecut etapa și am ajuns la colaborator și acum sunt funcția de instructor la Școala Populară de Artă. Acum ești profesor, practic. Așa este. La școala unde ai învățat. Exact. Da. Unde mi-au fost profesori, acum sunt mulți colegi. O să vorbim despre asta, dar aș vrea să îmi spui cântecul popular, unde l-ai descoperit? În clasa întâia l-am descoperit învățătoarea mea. Ți-a descoperit talentul? Da, mi-a descoperit talentul pentru că ne-a pus să ne cunoască, ne-a pus să cântăm, să spunem o poezie, ce dorim. Și eu am zis, eu cânt un cântecel. Și atunci a spus mamei mele, cine bate seara la fereastra mea? Ce frumos, da? Da, nu pot să uit. Da, și a spus mamei mele, trebuie să meargă să facă ceva, că e păcat. Și atunci am luat decizia să mergem la școala populară. Și acolo am întâlnit-o pe regretata doamna Camelia Argint, împreună cu soțul dumnei, domnul Argint, și ușor, ușor s-au deschis porțile și mi-am dorit foarte mult această carieră. În primul rând, știți, la noi e și etapa aceea Măriile Gorjului. Ca să ajungi să cânti solist în ansamblu, ca elev, solist în ansamblu Marială Tărețu, trebuie să treci de etapa Măriile Gorjului. Și în primul an, când a fost Măriile Gorjului, eram la Marială Tărețu, la festival. Și în ultima săptămână s-a schimbat ora de difuzare și n-am mai putut să intrăm și noi cei mici, cum zicea domnul Viorel Gărbaciu, ghighilicile. Nu mai puteau să intre. Și atunci am fost atât de dezamăgit, am făcut temperatură, mi-au ieșit bubițe pe mine. Deci, nu vă spun, o supărare mare. Iar după un an s-a ținut o preselecție pe școală pentru soliști. Era atunci Beatrice, era Olguța, Beatrice Bondoi, Olguța Berbec, Delia Barbu. Au fost la mine la emisiune. Da. Și acum m-am dus și eu la preselecție. Și a fost singurul copil, aveam 9 anișori, 10 anișori, care cânta singur. Dintre copii. Restul aveau 15, 16 și așa mai departe. Și eu, vă dați seama, toată lumea, orchestra, colegi, toată lumea acolo, zic, ce-am fost și ce-am ajuns. Toată lumea râdea, vă dați seama, pentru mine a fost cu un an în urmă, nu puteam să cânt în grupul Măriile Gorjului și acum eu cânt singură, a fost, efectiv, mă simțeam vedeta ansamblului. Da. Uite, sunt amintiri frumoase. Pe care nu o să le uit niciodată. Foarte bine, pentru că asta e practic face din parte din debutul tău și sunt amintiri cu care te duci mai departe tu. Dar spune-mă, ai cântat prima dată
la școală, da? Da. Dar îți mai aduci aminte când ai cântat prima dată pe scenă într-un spectacol? Da. La Sala Sporturilor se ținea la Târgu Jiu un spectacol și am cântat Ceață, ceață, negureață. Deci, n-o să uit niciodată. Niște emoții, nu puteam nici să zic pe cât și ziceam șață, șață, negureață. Da, n-o să uit. Cu domnul, era dirijor atunci, Adrian Luca. Îi salut pe toți, că toată lumea a fost alături de mine, m-au susținut foarte mult și eram și cea mai mică, dar și cea mai năzdrăvană. Unde erau discuții, eram și eu acolo. La un moment dat, Olguța îmi zicea, Raluca, mai lasă-ne! Eu eram să aflu ce se întâmplă, mă, dați-mă un copil. Ele discuții de domnișoare, fete, eu și eu acolo moț. Da, și cred că asta am avut și lipic, că eram foarte băgăreață. Să aflu tot, să văd ce se întâmplă, eu să știu tot. Dar să știi că ești atrasă de artă. Așa este. Pentru că vorbeam noi înainte de emisiune, eu sunt pasionată de chestia asta cu astrologia, citesc foarte mult și spuneam că eu, de exemplu, sunt balanță și tu ești tot balanță. Tot balanță, da. Și noi suntem atrase de artă. De tot ce este frumos, de tot ce este muzică, pictură, desen, artă în general. Da. Așa că ai ales o meserie foarte, foarte frumoasă. Ce mi-ai povestit tu? Că ai terminat facultatea de drept. Da. Și până la urmă tot facultatea de muzică ai ales în final să termini și facultatea de muzică, că să fii profesor. Da, de ce ai ales să fii profesor? Fiind elev la școala populară, doamna Camelia mă ieșea de la oră, se întâmpla ceva și eu rămâneam. Aveam ora de la 10 la 11, dar mai stăteam 2 ore acolo. Și ieșea pur și simplu la o țigară sau la domnul director, se întâmpla ceva, mă așezam pe locul dânsei și cântam cu elevul care l-avea atunci, pe care l-avea. Deci pentru mine asta a însemnat tot. Mi-am dorit atât de mult, am plecat în București, am zis nu mă mai întorc. Sunt convinsă că nu mă mai întorc. Asta se întâmpla la 18 ani. Și am venit la repetiții pentru un spectacol și atunci mi s-a propus să revin la școală ca instructor, profesor. Și atunci am zis... Deci am pus tot în balanță de unde și cu Zodia și nu, mi-am dat seama că asta e ce-mi doresc. Iubesc acolo, iubesc să fiu acolo, iubesc colegii, îmi iubesc elevii foarte mult. Ei știu că sunt cu ei tot timpul. Nu ne rezumăm doar la ora de canto, nici de cum. Și cu băieții când au câte o problemă, mă sună pe mine. Doamna, ce să fac în situația asta? Ce mă sfătuiți? Deci sunt și psiholog și prietenă. Adică ești prietena lor mai mult decât profesor. Da, da, da. Cum spun copiii, profa de muzică. Nu ești numai profa de muzică, știi? Exact. Ești prietena lor. Și asta e un lucru bun pentru că îi atragi pe ei către muzică și îi atragi să învețe muzică cu adevărat. Da, așa este. Și să știți că nu vin cu emoții. Doamne, astăzi am canto, n-am învățat piesa sau s-a întâmplat ceva între timp. Ei vin de drag. Deci abia așteaptă să ne vedem. Sau când avem câte un liber. Doamna, nu ne-am văzut săptămâna asta, mi-e așa de dor de dumneavoastră. Pentru mine înseamnă foarte mult. Și încă ceva care... Eu cred că ne-a unit foarte mult. Noi mai mergem la festivaluri, dar n-am ales să mergem cu mașina. Am ales mereu să mergem cu trenul. Iar pe drum suntem toți. Și fiind toți, ei au legat o prietenie, sunt prieteni în afara orelor de canto, deci nu se mai și pune... Și concurenți pe scenă, corect. Exact, da, da. Și cântați în tren? Da. Am întâlnit un om, ne-a vrut să ne dea jos din tren. Păi de ce? Păi 9 la 4 dimineața ne place să cântăm. Și e clară treaba. Mai era și un pic... Abțiguit? Da. Și a zis, Doamne, mai lăsați-mă că îmi fac curăț capul calendar. Dacă așa o țineți până la București. Și mai ales de la Târgu Jiu la București durează, tată. Da, păi sunt vreo 5-6 ore. Da, 5-6 ore, 5 ore și ceva. Da, da, da. Îți dai seama că este foarte nu, mult. Nu, și suntem un grup nebunatic. Câți elevi ai? Am 30 de elevi. Oho! Da. Foarte mulți, pentru că și Ion Drăgană spunea că are foarte mulți și Emilia Drăgătoiu spunea că la Motrua iar la fel are foarte mulți elevi. Când spun eu că acolo s-a spart oala cu talente. Da, chiar mulți dintre ei sunt talentați, adică mă refer strict și premiați. Am venit cu premii acasă de atâtea ori. Am fost la ce festival și la
Am fost la București acum de curând la un festival, Viața Satului. A fost doamna Valeria Arnăutu, președinte de juriu, unde eleva mea, Andreea Negrea, mi-a luat trofeu la cei mari, iar la cei mici, Daria Floarea o mențiune și Daria Miculete Chișamera locul 2. Deci am fost cu trei persoane, ne-am întors toate trei cu premiu. Foarte bine. Da. Știi că și important e că te urci pe scenă. Știți cum cred eu? Eu am parcurs pașii aceștia, eu am fost în festivaluri, am fost înnebunită să merg în festivaluri, plus că ne-am legat o prietenie. Mergeam, plecam cu Medregoniu, cu Maria Medregoniu de aici, din Târgu Jiu mergeam și na, ne-am mers la toate festivalurile posibile. Am luat premiu, n-am luat, dar ne-am distrat, ne-am plimbat, ne-am făcut v-ați prieteni. Cunoscut, vă între și voi? Ne facem nume, apar pe scenă. Omul poate nu vine a doua zi la gală, dar te-a văzut. Și să vă mai spun un pasaj urât din viața mea, legat unde am zis gata, mă opresc cu festivalurile. Am fost la un festival și acum am cântat, totul ok. Chiar dirijorul mi-a spus, ha, iar pleacă Gorjul cu premiu, cu trofeu. Zic eu, stai să vedem. Seara la masă se strigă gala de-a doua zi. Nu eram. A fost un șoc, pentru că știam concurența. Uh-huh. A fost al juriu, mă rog, știți cum sunt în unele... Da. Bibliotecara cu... așa. Cum îmi place bine să zic, bisericuțe. Da, exact. Și a doua zi am zis, nu plecăm, că e târziu, mergem a doua zi dimineața, cu doamna Camelia vorbeam. Și acum, dimineața, la ușă. Doamne frește, m-am și speriat. Deschid directorul festivalului. Bine că n-ați plecat, că s-a întâmplat o eroare aseară, că nu ați fost strigată pe listă. Zic, da, mulțumesc, na, asta este, o să vin la gală. Între timp legasem o prietenie foarte bună cu domnul dirijor. Uh-huh. Dirijor pe cine? Domnul Suvergel de la Timișoara. Uh-huh. Și îmi zice, știi ce s-a întâmplat? A venit sponsorul festivalului. Și a fost în sală, ca orice spectator, și la un moment dat, după a doua zi sau când s-a întâmplat, în seara aceea, dar ce-a luat fata aia din Gorj? Frumos a cântat. Păi știți că... Păi cum, păi știți? Fata aia nimic. A cântat atât de frumos. Nu știu ce, nu știu cum. Au avut ei o discuție probabil aprinsă, pentru că a doua zi s-a făcut premiu. Deci s-a făcut un premiu peste noapte. Premiu căminului cultural. Uh-huh. Nu știu ce s-a întâmplat, dar s-a făcut premiu peste noapte. Și în momentul ăla am zis, nu cred că o să mă duc să-mi iau premiu. Iar doamna Camelia îmi zice, Raluca, nu știe nimeni discuțiile astea din spatele scenei. Apare a doua zi la televizor și asta e tot ce te interesează. Du-te și el că nu știe nimeni. Deci eram, și atunci am zis stop. Atât de dezamăgit am fost pentru situație, încât am zis numai. Mi-a ajuns. Știi cum am spun eu? E o mafie mare și la aici. Of. Deci o mafie, din păcate... Și îmi pare rău că, uite, e mafia asta și au de suferit copiii. Da. Pentru că ei pleacă dezamăgiți și, uite, poate din cauza asta vor să renunțe. Foarte mulți renunță. Da, foarte mulți renunță din cauza asta, să știi. Nu e glumă. E o chestie foarte serioasă. Pe aici, prin emisiunea asta, au trecut foarte mulți soliști de muzică populară. De la copii până la vedete. Și mulți s-au lăsat din cauza asta. Din cauza mafiei de acolo, din festivaluri, dezamăgiți. Știți care este problema? Sunt copii care știu valoarea și cunosc valoarea, pentru că sunt copii care au cântat de la 2-3 ani la pian sau la vioară, știu note muzicale și când se duc într-un festival, da, și când nu ia niciun premiu și vede pe altul că nu știe să cânte sau nu știe nici măcar tonalitatea în care cântă, este cumplit. Și îl aude, pentru că el cântând la un instrument și când știind notele muzicale, îl aude cât de fals cântă. Și e dezamăgit. Și e păcat că se întâmplă, Raluca, chestiile astea. Nu știu cum se va rezolva vreodată treaba asta, dar știți cum este acum? Nu te mai trec preselecția ca să n-apar pe scenă.
Înțelegeți? Pentru că omul s-a deșteptat. Și ați văzut acum cu paginile astea de socializare, e de ajuns să pui un clip și ajunge viral. Da. Că uitați ce s-a întâmplat. Te vede tot globul pământesc. Exact, la o preselecție sunt 4 oameni. Într-o cameră, într-o încăpere, nu te aude nimeni. Asta n-are rost. Las, că mai bine îi dăm la al nostru, o scoatem. Înțelegeți? Aranjamente și păcat. Păcat că folclorul a ajuns așa. O să vorbim și de premiile tale un pic mai târziu. Dar haide să cântăm două piese, Dor de tată și Am bărbat cum n-are alta. Dor de tată este dedicată tatălui tău. Da, așa este. Este o piesă scrisă în 10 minute. Deci în 5 minute am scris piesa, veneau vers după vers. Poate că tata ți-a trimis mesajul ăsta? Nu știu, dar au durat câțiva ani ca să reușesc cu această piesă. Mi-a fost greu și să o imprim. Să spună telespectatorilor că tatăl tău este decedat, Dumnezeu să-l odinească. Dar ți-ai pus viața în cântec? Da. Povestea cu tata în cântec? Da, am două povești în lista pe care o să o am astăzi. Una, povestea noastră de dragostea mea și a soțului, că am trecut prin multe, și una cu tata. În rest, sunt de joc. Și de... care este melodia cu povestea dintre tine? Dragoste fără de noroc. Da, a fost cu noroc în final. Păi și suntem fericiți și avem și doi copii. Să vă trească, o să vorbim și de ei. Hai să ascultăm cele două piese, Dor de tată și Am bărbat cum n-are alta. Vom vorbi dacă are bărbat cum n-are alta. Așa, cu Raluca Ghișe Căpitănesc. Înconjoară lumea toată, înconjoară
poate să mă sprijin în toate. Tata e dor și alinare și e lume ce mă doare. Și de sus din ceruri poate să mă sprijin în toate. Întoarcem cu Raluca Ghișe Căpitănescu și aș vrea să te întreb, Raluca, vorbeai de festivaluri, de concursuri. La câte festivaluri și concursuri ai participat? E o întrebare grea. Cred că undeva la 50 am început local. Profesorul meu a fost pe premiza aceea. Când ieșim în Gorj, trebuie să luăm tot, locul întâi, ca să putem să luăm o mențiune pe țară. Când am luat în tot Gorjul, peste tot, locul întâi, în afară de Maria Lătărețu, festivalul, unde am prins o ediție cu 250 de concurenți în preselecție. S-au dublat premiile financiar și... Ca la Maria Tănase, tot la fel, și la Maria Tănase tot așa e. Deci 250, am intrat în concurs 46 și am luat premiul special, o icoană de la doamna Ioana Lătărețu. Foarte, pentru mine a fost un premiu extraordinar, vă dați seama, din 250.
de concurenți. Dar la Maria Tănase te-ai dus? Nu. N-am prins pentru că a fost fix între anii de festivaluri, când n-am fost pregătită, că e din 2 în 2 ani. Mm-hmm. Când n-am fost pregătită și vroiam local, nu puteam să mă duc, să fiu doar acolo, de dragul de a fi. Nu. Și am așteptat, următorul an s-a întâmplat să iau anumite premii, iar următorul an s-a întâmplat incidentul spre final și atunci am zis, gata, îmi ajunge. Am și premii. Da, dar să știi că nu ar trebui să te dezamăgești, ba din contră, eu zic și încurajez pe toți copiii care au pățit astfel de probleme la festivalul să vă fie o lecție de viață încât să vă fie un șut ca să mergeți mai departe. Nu, dar am considerat că este suficient și e loc și pentru alții. Nu neapărat și dezamăgirea a avut un punct de vedere de important, dar și acest lucru. Deja prea ne întâlneam, prea aceiași. Erau copii care nu puteau să iau o preselecție din cauza noastră. Mm-hmm. Și am zis, gata, e suficient. La 18 ani, stop. Nu mai are rost. Da. Dar câte trofee ai? Cred că 6. Le ai pe toate acolo? Acasă. Toate diplomele, toate? Toate sunt puse la loc de cinste. Apropo de Ion Drăgan, să-ți povestesc că Ion Drăgan a fost la el acasă odată și am văzut acolo un colțișor da, lui pe mobilă puse toate alea și zicea, păi stai să-ți arăt diplomele și când scoate Ion Drăgan, trage de un sertar dintr-o, adică a deschis o ușiță și scoate, uite așa, un vrof de diplome, zic, Lili, muică, ce sunt ăștia? Și zice, diplomele mele. Ce să te uiți? Premiul 1, premiul 2, premiul special, mențiune. Toate contează. Premiul 3, da, o grămadă de diplome, o grămadă de concursuri la care a fost. Ai prins experiență din povestea asta a concursurilor? Bineînțeles, pentru că am știut să-mi ajustez emoțiile. Asta a fost cel mai important. Din emoțiile destructive, le-am făcut constructive. Pentru că nu mai puteai să dai greș. Când intrai într-un festival și ai știut, spre exemplu, la vară, vară, primăvară, unde iar așa au fost foarte mulți în preselecție și am intrat 18 în festival, nu mai puteai să dai greș în festival. Deci nu-ți mai permitea. Puteai să cânti bine în preselecție și în festival să... Nu. Nu se putea așa ceva. Și asta m-a ajutat foarte mult. Deci emoțiile au devenit constructive. Acum, când sunt pe scenă, mă gândesc și dacă pantoful stă cum trebuie. Sau colțul de la poală. Da? Da, totul... Da, e frumos în festivaluri. E cea mai frumoasă experiență. Care a fost primul premiu pe care l-ai luat? Primul premiu l-am luat... Ceva cu mărțișori era, la Stoina. Uh-huh. Și am luat locul întâi. Primul meu premiu. Locul întâi am luat. Cred că asta m-a și ajutat. Dar v-am spus, am lucrat la o doină 2 ani de zile. 2 ani de zile. Numai doină. Ca să pot să ies să rup gura târgului. De unde ai luat doina? De la Mariel Trețu, cred că mă uitai la răsărit, a fost prima doină. După aia am oscilat, dar tot acestea autentice. După aia, ultimul festival cu care am participat ca doină a fost de la Relacelei. Dar îți mai aduce aminte cu ce dirijori și cu ce orchestre ai colaborat? Nu știu să vă spun exact. Am colaborat cu cei de la Sibiu, cu doamna Silvia Macrea, cu toată echipa. Așa am colaborat cu Doina Gorjului, că au fost nu doar local la noi. Așa cu Orchestra Valahia. Cu Lăutarii atunci începuseră să începeau festivalurile cu ei și n-am prins. Mi-aș fi dorit o experiență de genul cu maestru Bodgros, dar asta a fost. Cu orchestra Maria Tărețu ai cântat? Da, cânt în prezent. Da? Da, sunt solista ansamblului. Da? Ce da. Frumos! Deci asta reprezintă fișa postului la noi. Uh-huh. Pentru că e acest ansamblu e al școlii. Da, al școlii populare. Sunt altă, elevii da. Și profesori. Cine ne mai dirigează la voi? Domnul Argint, domnul Constantin Argint. Uh-huh. Frumos! Da, suntem o echipă frumoasă. Foarte frumos! Se implică copiii? Foarte mult. E bătaie pe spectacole. Da? Da.
Și orchestra e formată din copii? Mai vin și copii acolo? E greu să se integreze în orchestră, pentru că sunt cerințele prea mari. Nu merge să căutăm notele în orchestră. Înțelegeți? Trebuie să aibă mulți ani în spate ca să poată. Au fost... Răzvan Popescu a fost în orchestră. Acum este Cioiu, cred, de la domnul Ștefan Popescu, cu Naiul. Da, știu că l-am avut, am filmat cu dânsul. Da. Așa cam atât. Și mai sunt vioriști care mai ușor i-am mai adunat. Ștefan Popescu mai cântă la sticlă. Da. La frunză. L-am eu filmat acum ani mulți, cred că sunt 20 de ani de când l-am filmat. Da, este încă la noi, la școală. Foarte frumos. Și fiul dumnealui. Foarte frumos. Da. Multe premii, da? Multe apariții în festivaluri și concursuri. Spuneai că te-a ajutat foarte mult aceste concursuri. Da. Și acum te duci cu elevii tăi. Da. Ai emoții? Mai mari. Mult mai mari. Tremur. Și greșeala cea mai mare pe care mi-o asum, dar nu pot să o schimb, este că dacă ei au vizibilitate în public și mă văd, am reacție când greșesc. Și efectiv, parcă se duce tot momentul. Nu pot să mă abțin. Nu știu cum să fac. Am zis, stau undeva ascunsă. Când am văzut, sunt așa. Bravo, da? Și când greșește... De ce am reacție fără să vreau? Că e ceva mic, da, care pe mine mă deranjează. Ei știu pretențiile la costum, la păr, la brizbrizuri, la tot. Da. I-am zis, măi, înainte de a deschide gura, omul te vede. Da, e prima reacție. Deci, așa e. Schimbă postul. E foarte simplu. Da, că de când urci pe scenă, când ai intrat pe scenă, prima este imaginea scenică. Exact. Cum e. Și apoi când deschizi... Țin foarte mult la autentic, la costume. Nu le-am permis niciodată. Niciodată. Am preferat, am adus de acasă. De multe ori mi s-au furat și dintre elevii mei. Oh. Da, dureros. Foarte dureros. Nu poți să știi cine și nu poți să acuzi pe nimeni. Dar eu vă vreau binele. Dacă voi considerați că așa e frumos, e alegerea voastră. Deci de acasă am adus costume de atâtea ori. Și numai pentru elevii mei. Deci nu doar pentru ei. Da. Haideți să mai cântăm două piese, după care noi ne continuăm discuția. Neică trei în asta lume și lasă cu Raluca Ghișe Capitanescu, după care noi revenim. Poți să-i faci la față.
de niciuna n-ai parte. Una e viața, alta e fața și cealaltă e dragostea. Astea cele trei ce în viață nu le poți nică schimba. Una e viața, alta e fața și cealaltă e dragostea. Vorbeam de premii de copiii tăi, dar vreau să spui ceva. Raluca Ghișe Căpitănescu. Căpitănescu e numele de fată. Da. Da? Și Ghișe e după soț. Da. Da. Ești căsătorită de câți ani? De 6 ani. Mulți înainte, sănătoși. Da, ai mulțumim. Doi copii. Da. Ce vârste au? Și cum îi cheamă? Băiatul îl cheamă Mike. Soțul meu a fost boxeor. Uh-huh. De unde Mike Tyson și... Aha. Da. Mai, care 4 ani și o jumătate, facem 5 în curând. Să-mi strească. Iar fetița o cheamă Casia Maria și are 6 lunișoare. E bebeluș. E bebeluș, să-mi strească. Da. Îi cânti la bebe? Îi cânt, dar nu folclor. Uh-huh. Cântece de copilaș. Cântece de leagă, de bebeluș, da. Uh-huh. Dar băiatul ei cântat? Da. La băiat i-am cântat, nu e încântat de treaba asta, în schimb când vine la mine la serviciu, îi place la pian. Se joacă mereu la pian când îl mai iau la serviciu. Păi și de ce nu dai să facă ore de pian? Pentru că este prea mic. La 6 ani? Păi sunt copii la 3 ani. Nu, n-avem nici 5. Ah, și la noi la școală este de la 7 ani. Deci nu sub. Pentru că nu vorbește bine încă, ce să-i explic notele. Dar nu faci ce ore particular cu el? Te-ai gândit să faci o... Nu, am zis că încă nu, pentru că vreau încă să copilărească. Că eu n-am avut copilărie. Pentru că ieșeam seara pe stradă și știam că a doua zi am festival. Asta vorbesc 12-13 ani. Mm-hmm. Gata, la 8 nu puteam să alerg, nu puteam să mă plimb cu bicicleta, nu puteam să mănânc înghețată, nu puteam să mănânc ciocolată, nu puteam să beau suc. Da, da, e o responsabilitate foarte mare. Corect. Și dacă vrei să faci totul la nivel profesional. Da, da, da. Și aveam responsabilitatea asta. Niciodată nu mi-a zis, mami,
Raluca, acum, nu, niciodată. Dar eu de mică, Doamne, puneam la flori, cântam la coada de la mătură. Bunica mea, în perioada aia, avea varză și îmi făcea ca un microfon după ce... Din cotor. Din cotorul verzei și țineam și cântam și... Deci de copil am fost așa. Credeam, mama credea că o să fiu educatoare, învățătoare, ceva. Mm-hmm. Da, eram nebunită. Dar spune-mi, mama a cântat? Tata a cântat? Tata nu. Bunica mea, din partea mamei, a cântat, dar strict la țară, la șezătoare, la... Mm-hmm. Niciodată. Și ai cules ceva cântece de la bunica? Spre rușinea mea, nu. Pentru că nici mama aia nu-și mai amintește decât două versuri. Trei pe acolo. Și ce-mi cânta mama, din ce mi-amintesc, a fost Maria Ciobanu. Mama Maria Ciobanu îmi fredona să-mi amintesc în prezent. Mm-hmm. Nici ei nu aveau folclorul vechi. Deci ce era atunci? Maria Ciobanu, ce se asculta? Irina Login? Da. Mama asta, e, cu asta era. Și, dar ulterior am aflat de Tantirela, cum îi zic eu, cum îi ziceam, da. Așa, și la dânsa mai mergeam. Și culegeai. Da, niciodată nu mi-a luat bani, dar în schimb îmi zicea, vezi, să-mi aduci un costum din ăla frumos de-al tău. Da. Am fost la un festival cu domnul Leșe, era și producător și tot ținea de dânsul. E burduf de muzică. Da, așa este. Și am mers împreună cu Rela Ciulei. Fica satului, eu, dânsa, vedeta, taraful și fica satului. Mm-hmm. A trebuit să cânt eu, cânta și dumneai. O doină, o strofă eu, o doină dumneai. Și acolo am luat un premiu, premiu 3, o mențiune, nu mai țin minte exact. Și mi-a zis, m-a tras de mână și mi-a zis, tu cum mergi pe stradă? Cine te-a tras de mână? Domnul Grigore Leșe. Mm-hmm. Pantalon cu... Așa să-mi vii pe scenă. Cum să vin așa, eu m-am îmbrăcat în costum. Și tanti Rela nu. Tanti Rela a fost în bluză, cu pantalon negru. Cum mergi pe stradă, așa mi-urci mie pe scenă. Am rămas șocată. N-am știut nici cum să reacționez. Da, da, vezi? Dânsul, în permanență, cum îl vedem la spectacol, așa e și în viața de zi cu zi. Pantalonul negru cu cămașa și cu vesta. Să știi că eu îl apreciez foarte mult pe Grigore Leșe. Puțină lume îl înțelege. Dar el e burduf de muzică. Exact. Și de folclor în special. De muzică veche. Este chiar burduf de muzică. Omul ăsta chiar cunoaște muzică, cunoaște folclor, cunoaște etnografie foarte multă. Este burduf. Eu nu-l cunosc, dar... I-am urmărit multe emisiuni pe internet cu interviuri, cu cântări de ale lui și este chiar burduf. Păi, dați-mi voie să fac o paranteză. Acum, la mormântarea lui Tanti Rela, a venit și a cântat în biserică. Deci, în momentul mormântării. Da. Deci, a cântat în biserică. Un omagiu adus unei... Da, exact, exact. Unei persoane care... A dus folclorul mai departe. Exact. Și copiii noștri de acum râd când aud, da, mă duc eu la femeia aia, vof. Da. Înțelegeți? Acum e simplu. Facem 3 strofe, mergem la un... Orchestrator. Da. O luăm o orchestră, un dirijor, da. Un studio și gata. Problema e și publicul aici. Și publicul e vinovat. Păi știi cum se spune? Publicul, dar și cum îl învățăm? Publicul te ridică, publicul te coboară, dar exact ce îi dai publicului să mănânce, aia mănâncă. Exact. De asta știi că noi mai am stat foarte mult de vorbă înainte. Eu țin foarte mult la autenticitate, că am acum câteva obiecte aici, foarte multe aduse, mi le-a dat domnul Ion Ancuța, solistul de muzică populară, le-a găsit pe undeva prin beciul lui. Și uite, aici mi-a rămas un dacă stă bine să mă gândesc, ăsta e un ciocan de lemn. Da, da, da. Dar e foarte rupt, dar știi că... Dar e autentic. Da. Cine mai apreciază, că vorbeam noi două, cine mai apreciază chestia asta? Uite, mi-a adus o vârteliță, niște obiecte foarte frumoase, care sunt vechi, au o poveste în spate, dar cine le mai apreciază? Nu toată lumea le apreciază.
că îi numărăm pe degete. Că-ți povesteam eu despre cineva care avea o ladă de zestre scumpitată, da, da, da. Și zicea, o am pe la țară. Când s-a dus la țară, mi-a dat telefon, nu mai am. Păi de ce? A pus-o mama pe foc, a spart-o și a pus-o pe un foc. Și cât era de frumoasă, nu o uit toată viața. Și chiar la covoare dintre astea care tot la fel cineva îmi spunea, zice, le-am pus în bătătoare, am pus benzină pe ele și le-am dat foc. E, vezi, nu toată lumea apreciază. În schimb, eu dau totul aici autentic. Da, foarte frumos și vă felicit din suflet. Mulțumesc, deci eu țin foarte mult la toate. Și oala aia cât o vezi despartă, am lăsat-o așa, cioblită. Exact. N-are nici fund, să știi. Dar are și ani. Da, are și niște. Și dacă te uiți la ea de acolo, să știi că n-are fund. I s-a rupt fundul. Dar e frumoasă acolo, frumoasă. Eu o țin pentru că este foarte frumoasă. Da. Eu aș vrea să te întreb de costume populare. Acum cum porți un costum popular foarte frumos, cu o poveste în spate. Da, o pregele au o poveste. Profesorul meu de canto, doamna Camelia, am fost foarte atașată de dânsa. Eram copilul de suflet. Fetele fiind plecate în țări străine, eram non-stop împreună. Inclusiv și să bea dânsa o cafea, mă duceam și eu. Și domnul Argint a zis, Ralu, cu toate că tu ai atâtea costume, dar tu ești singura care meriți cu adevărat să primești de pomană un costum de la Cami. Și a fost pentru mine așa, în primul rând sunt superbe, în al doilea rând înseamnă foarte mult pentru mine. Nu știu, parcă o am cu mine în permanență. Da, da, da. Te simți protejată de doamna Camelia Argint? Știți cum, am visat-o mult timp și îmi dădea senzația că câteodată mai cedez, sunt omul care mai cedează, câteodată zic, of, iar nu merge, parcă se întâmplă ceva. Și mereu îmi zicea în visuri, tu meriți, meriți. Aveam, mă trezeam chestia asta. Iar să fac o paranteză, eu când am un necaz în viață sau o alegere de făcut, mă duc la tata la cimitir. Nu îi spun eu în gândul meu tot ce mi se întâmplă. A doua zi știu ce am de făcut. Nu-l visez, nu știu nimic, dar știu ce decizie trebuie să iau. Te protejează de acolo de sus. Sunt convinsă. Între noi a fost și o legătură foarte puternică. Am văzut, pregile astea sunt cu fir metalic, sunt foarte grele. Vă spun că am pus mâna pe ele să o aranjez când stă pe scaun și sunt foarte, foarte grele. E practic țesut în metal. Da, țesut. Deci nu e material. Materialul din da, am putea, cred că se întoarce un deci pic, este totul, este metal. Deci este țesut în metal. Cred că ar avea vreo 3 kg. Foarte frumoase sunt. Foarte frumoase. Ți l-am apreciat și că când te-ai schimbat, ți-am zis că uite ce costum frumos ai. Mulțumesc, un costum popular extraordinar. Mai trebuie recondiționat un pic, dar... Da, da. Momentan am zis să-l las așa pentru că... Nu știu. Nu vrei să umbli la el? Nu. Nu simt nevoia de a umbla la el. Adică să-i pui paietelele pe unde sunt căzute. Da, n-am simțit nevoia asta de a umbla. Nu știu de ce. Pentru că bunica mă ajută foarte mult. Da? Da, ea mă ajută la mașină. Îți trăiesc ambele bunici? Nu, doar bunica mamei. Doar mama mamei. Mama mamei, bunica maternă, să spunem. Da. Bunica, când te vede îmbrăcată în costum popular, ce zice mama ei? Ea e cea mai încântată. Întoarce-te. A, nu-mi place cum îți vine aici. Trebuie să punem o altă dantelă aici. Nu, ia să văd. Cum vede ea acolo, se mă întoarce. Merge pe 80 de ani. Mulți înainte să-ți trăiască. Mulțumim. De asta. Și mama câți ani are? 53. Mulți înainte să-ți trăiască. Dar mama te ajută la costume populare? Da, da. Da? Mama le spală, mama le calcă. Mama se ocupă de tot. Da. Ce frumos. Dar costumele de unde le ai? Bunica mea au fost 6 frați, un băiat și 5 fete. Și de la ele am cele mai multe costume. Din 5 fete. Cred. Ai strâns tot ce s-a putut? Tot. Și am avut noroc, la începutul carierei fiind mică, veneau femeile la spectacole și îmi ziceam, ia maică, uite, hai să-ți dau de pomană, că poate mor mâine, poi mâine. Și am primit și de pomană, să știți. Bine, am și investit. Da, clar. Eu nu sunt solistă de muzică populară și tot cumpăr și tot aș mai cumpăra. Că vorbeam nu ne putem opri. Vorbeam și cu Emilia Drăgotoiu și cu Livia Celea săptămânile trecute
Și vorbeam și spuneam că asta e o boală, frate, deci nu poți. Deci eu una nu mă pot abține să nu cumpăr o oie și dau milioane bune. Nu spun cât am dat pe asta, înțelegi, din Borangic. Dar îmi place. Îmi plac foarte mult, îmi place să cumpăr, îmi plac foarte mult costumele. Le ador. Și le port, eu deși sunt redactor, eu nu sunt obligată să vin în costum popular, dar atât de mult îmi plac costumele populare încât le port, chiar le port. Da, mie îmi place, mai iau și cu un pantalon costumul și cu o fustă la serviciu. Nu, e ea. Da, ea. Da, le port și eu, ele vara. Cu toate că, îmi cam pare rău că zic, dacă o pătez astăzi, cafea, ce se întâmplă ceva, rar le port. Uh-huh. Dar la evenimentele private tot în costum popular mă duc. Și nu mă duc cu chici. Uh-huh. Tot costum autentic. Câte costume ai? Jur de 100. Puține. Da. Îmi spui și mie pe unde le țin. Da, da. Dar acum o să... Ai cui să le lași? La fetiță. Că dacă zici că băiatul nu e cu muzica, nu poate fetița. Nu știu ce le-o rezerva viața, chiar nu știu. Dar n-ai simțit-o așa pe fetiță când tu îi cânti că te ascultă? Cred că nu ascultă cât dorul de mine. Dacă sunt la serviciu, că v-am explicat, n-am rămas acasă, când vin pot doar să stau acolo și cred că o liniștește lucrul ăsta. Și cântatul cred că e un bonus. Da, e mult mai rea ca Dar ți-ar plăcea meu. Să cânte? Și da și nu. De ce? Mi-ar plăcea doar pentru faptul că aș fi în spatele ei și știu ce pași ar trebui să facă și ce e greu și ce e și mai greu. Dar nu mi-ar plăcea pentru că e o bătălie prea mare. Sunt oameni care calcă pe cadavre. Ca să ajungă undeva. Da, e prea mult. Nu știu dacă în alte domenii? Societăți, domenii se întâmplă, dar aici prea ne călcăm în picioare. Da, păcat. Și o lume și un soare pentru toată lumea. Că în fiecare om are publicul lui, fiecare solist are fanii lui, să spunem așa. Exact. Și fiecare are locul lui sub soare. Dar exact sunt oameni care nu trăiesc doar pentru a vedea ce face altul. Nu. Eu așa cred. Da, ce face acasă? Eu că consider că ăștia care... E doar părerea mea, care se preocupă de ce face altul, da? Au prea mult timp liber. Exact. Au mintea liniștită, nu au mintea ocupată și mie nu mi-ajung 24 de ore să cânt tot ce am de făcut. Că azi noapte, să ți-o spun pe dreaptă, la ora 2:30, eu eram neadormită. Deci nu mi-ajunge timpul. Înțelegi? Și n-am dormit decât 4 ore și am venit la emisiune și asta este. Dar sunt alții care au mintea limpede, n-au... Odihnită. Odihnită, da. N-au treabă și n-au se ocupă decât de altul. Dar de ei, pe ei, nu se văd. Asta e. Hai să ne mai cânt două piese. Pentru că, uite așa, ne apropiem de finalul emisiunii. Nu știi, Nei, că Și nu spun. Da. Și mor duș mâncuțele mele. Mor duș mâncuțele tele, apropo. Nu. Nu? Nu vor? Nu. Nu. Mi-e bine, n-avem dușmani, cum era vorba. Nu ai dușman, nu existi. Da, și e bine că ai. Exact, dușmanul nu-și dă seama cât bine se face. Că te ridică în sus. Exact. Haideți să ascultăm așadar și noi aici la Tele Ucrava pe Raluca Ghișe Căpitănescu. Ce gust odorului este dulce amărui.
ce nimeni. Știu ce gust odorul lui, este dulce amărui. Poți să ajungi ca vai de tine, de nu te înțelege nimeni. Voi n-am
și apă. N-o să-mi știți casa vreodată. Am revenit cu Raluca Ghișe Căpitănescu și hai să vorbim de melodiile tale. Câte melodii ai? Am 11 melodii pe CD-ul. CD-ul are 4 anișori. Nu l-ai adus aici să-l văd și eu? Nu mi-am dat seama. Aoleu, data viitoare. Data viitoare vă aștept pe dumneavoastră la noi. Veniți dumneavoastră să vedeți totul cu adevărat. Să fiți acolo în inimă. Da. Și ai 11 melodii? Da, da, pentru că sunt unele piese foarte lungi și n-avea rost să plictisim. Și cu ce dirijori ai colaborat? N-am colaborat cu un dirijor, am colaborat cu Chirițoiu Virgil, de la Doina Gorjului. El are echipa lui în spate, care s-a ocupat de piese. Textele sunt o parte scrise de mine și o parte au fost scrise de Măriuța Burlan. Mm-hmm. Foarte frumos cântă fata asta. Da. Și compune frumos. Are niște texte satirice. Niculina Istoican, mai toate textele îi le face Măriuța Burlan. Da, da, da. Da, foarte frumos. Cinste ei că, uite, face lucruri frumoase. Te-ai gândit să scoți un album numai cu piese scrise de tine? Nu, momentan nu cred că o să mai scot un album în viitor. Deoarece nu se mai vând, nu mai cumpără nimeni. Acum este internetul în floare. O să scot o piesă pe care să o investesc. Urmează acum un proiect cu o piesă de băiat și fată. Să-i faci un videoclip sau o filmare, ceva și să... Da, și să o trimit la diferite emisiuni, la posturi de radio, pe internet. Da, foarte frumos. Pentru că dintr-un album, nu știu dacă... Spre exemplu, din acest album, din ce știu și-o de la radio, a fost cerută piesa cu tata, Dragoste fără de noroc. Adică multe nici nu se știu, pentru că n-ai cum să le scoți pe toate. Și da, mult mai bine o piesă la o anumită perioadă, da, de da, timp. Da, dar să știi că tot momentul când fii la o emisiune, de exemplu, uite, spun procedez eu. Ai venit la emisiune, ai cântat piesele astea, data viitoare nu mai vii cu ele. Da, perfect de acord. Vii cu următoarele, pentru că mi se pare normal să promovezi toate piesele de pe CD-ul. Asta unu și doi. Să știi că am întâlnit soliști de muzică populară care ziceau așa: nu, mie nu-mi place melodia asta. Și eu le spuneam de fiecare dată: bă, melodia asta mie îmi place, ia hai să o promovăm. Și după ce am promovat-o aici și au văzut-o și alții, știi că mi s-a întâmplat la o nuntă că te-a văzut la emisiune la tine piesa asta și mi-a cerut-o. Și zic, vezi, nu trebuie să promovezi numai 2, 3, 5 dintr-un album. Promovează-le pe toate, pentru că publicul alege, nu tu. Exact. Nu tu alegi în locul publicului. Că pentru că publicul poate să zică: bă, frate, mie îmi place melodia, uite, nu știu, Dor de tat. Da. Altuia îi place Lasă. Bă, dacă asta îmi place, nu? Da, eu m-am rezumat strict la cerințele spectatorilor, telespectatorilor. Da, și trebuie să îi împaci pe toți. Împăcându-i pe toți, faci foarte bine pentru că promovezi toate piesele. Da, știți care cred eu că e și problema? Temele alese. Cum ați alegi temele, apropo? În funcție de starea de spirit și efectiv la ce merge acum toată lumea. În funcție, nu poți... Am încercat și cu taraf și așa foarte slab. Deci am mers totul foarte slab. Lumea acum sunt 3 teme mari și late. Părerea mea, nu mai sunt. E una cu dușmani. Asta care a mers banii, dintotdeauna. Despărțirea. Că cu dragostea nu prea merge. Cei de dragoste... Dar despărțirea merge divorțul întotdeauna. Divorțul în floare, ca da, să zic așa. Da. Așa și din când în când o străinătate, un copil... Cam astea sunt temele. Nu poți să mai cânti de izvor, de câmp, de sat. Nu mai pot să mai cânt temele astea. Nu le mai ascultă nimeni. Nimeni. Dau, acum nu știu dacă ați văzut, mai îmi spune producătoarea, că, uite, la minutajul ăsta s-a oprit la piesa asta. Adică au descoperit despre ce-i vorba în text și la revedere. Totul contează text. Atât. Pot să cânt, nu știu, orice, orice și greu și
să-mi dau eu sufletul pe melodia aia. Dacă eu un text cu câmpia, nu mai ascultă nimeni. Din și asta păcate. E dureros. Mie îmi place folclorul autentic. Eu aș cânta folclor, doar folclor autentic. Vrei să spun ceva? Îmi povesteam cu Emilia Drăgutău, nonul, că își alege pentru copiii ei, pentru elevii ei, își alege piesele exact după vârsta fiecărui. Și îi povesteam că am întâlnit într-un context copii care cântau despre despărțire, de fai ce mult am muncit eu toată viața. Și am chemat părinții. Și am spus, zic, domne, de ce ați ales? Cine a ales piesa asta? Unii ziceau, doamna, adică profesoara. Ne-a. Alții ziceau, mie îmi place piesa asta. Ne-a. Păi zic, cum poți să pui un copil de 8 ani să cânte despre despărțire? Cum poți să pui un copil de 6 ani să spună cât am muncit eu toată viața și ce avere am strâns? Păi cât ai muncit, mă, tu? Și am luat-o pe profesoară. Am făcut cerc în jurul meu, părinții și profesoară. La mine nu mai filmați așa ceva. Pentru că eu nu accept așa ceva. Cântați-mă despre sat. Cântați-vă, mă, copilăria. Jocurile. Plimbarea prin, nu știu, prin Codru. Pe la Pârâu, cu vorba ta, cum ziceai tu. Da? Să cânti zvorul din care te cipi în bătătă. Să vă mai zic ceva. Avem atâta folclor. Da. Avem atâția soliști care au cântat. Numai la Maria Alterețu sunt CD-uri întregi. Da. Elevii mei, ca să... Noi am avut niște discuții, că na, unii ajung la 16-17 ani, unde... Dar vreau și o piesa mea. Zic, băi, sunt alegerile voastre. Eu nu pot să vă impun, să nu faceți. Da, de dar adevărat, vârstei voastre. Exact. Unul la mână, doi la mână... Eu am ținut, știu foarte clar, la mine folclorul. Nu vii altă zonă, da, cântăm să vedem cum trebuie cântat altă zonă. Dar nu vii cu altă zonă, nu vii decât folclor autentic. Folclor autentic. Maria Apostol, Maria Altărețu, doamna Maria Loga, Filoftea Lăcătușu, doamna Victorița Lăcătușu. Sunt atâtea nume care pot să iei piese. Da, și nu poți să cânti, de exemplu, că tot vorbeai tu de nume mari, Dragoste pe Fâncosit. Un copil de 6-7 ani, Dragoste pe Fâncosit. Am luat-o pe una din fetițe și am întrebat-o, tu știi... Înțelege? Tu știi ce spune textul ăsta? Păi nu. Și am luat-o pe maică. Ia explicați-i, doamnă, ce înseamnă textul acesta? Ca să înțelegeți și voi câte greșeli faceți. Știți da. Care e și greșeala? Poate și a mea la acest subiect. Bine, n-am elevi mici, na, undeva la 13-14 ani. Problema e că noi ca profesori de multe ori uităm să ascultăm textul. De multe ori uit treaba asta, să mă uit la tema piesei. Da, dacă mă duc la un festival și așa, totul, analizăm tot. Dar când vin, mă uit să-i sune bine în voce. Ăsta este unul dintre cele mai importante, după părerea mea, ca să-i sune bine în voce. Să poată să o ducă. Exact. Iar anumite piese sunt mai ușurele. Exact, au și teme. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că n-am elevi mici. Că poate aș fi făcut greșeala asta, să știți. E, mi-a cântat o fată, n-am vrut să o filmez și n-am filmat-o, o fetiță de 12 ani, e bovnicul meu. Bun, și-am luat-o. Când am dat drumul la piesă să ascult, e bovnicul meu, nu știu ce zicea. Am luat-o pe profesor, ia vină cu ce. Spune și mie ce piesă e asta. Păi ce, e o piesă foarte frumoasă. Bă, tu auzi ce și spune. Era și proprie, bănuiesc. Nu, era preluat. Da. Mă, fata mea, tu auzi ce spune textul ăsta. Păi ce are? Îți dai seama că eu nu mă pot abține. Pare rău, nu pot. Frate, eu am studiat foarte mult folclor, am studiat etnografie, am făcut niște cursuri, adică nu sunt făcut redactor la apelul de țară. Dar când am luat-o și pe maică, am luat pe toți copiii, iar la fel, am făcut cerc în jurul meu. Mă, voi știți ce înseamnă ibovnic? Una singură, o singură fată a știut ce înseamnă ibovnic. Spune și mie ce înseamnă tot, ibovnic. Tot atâția ani? Nu, mai măricică. Amantul meu. Deci tu la 12 ani ai avea 16. Cântai despre amant. Mă, tu îți dai seama tu ce nu cânti. Știi ce. Deci sunt cuvinte, într-adevăr, sunt regionalisme.
sunt cuvinte neoșe care se regăsesc doar în anumite zone. De exemplu, ibovnic la noi aici în Dolj nu se folosește, dar la voi spre Gorj, da, mai ales mehedințul, da. Mehedin se folosește, da. Cum să spun mândru ibovnicul meu, talala? Deci nu poți, adică trebuie să fii un pic atent și la repertoriul pe care ți-l alegi. Pentru că am întâlnit copil, fată, care tot la fel a cântat un cântec despre iubit, despre cum se întâlneau ei și la un festival și jurul i-a schimbat textul, i-a schimbat melodia. A spus, nu cânti melodia asta, asta nu e melodia, e de fapt vârstei tale. Și foarte bine i-a făcut. Da, da, da. Foarte, da, bine. Festivalurile sunt, bine că sunt anumite care nu care contează. Se respectă. Da, unele dar sunt care se respectă și unele nu contează. Unde, dacă au nume și ani de atâția ani un festival, n-ai cum. Că eu știu, copil, era Maria Tănase, era festivalul de la Mamaia, Maria Lătărețu și Vară, Vară, Primăvară. Da, și Strugurele de Aur. Strugurele de Aur. Da. Deci acestea Strugurele erau... Strugurele de Aur e particular. Deci, dar totuși este un festival foarte bun. Riguros și nu... Da, cum? Eu am fost la Strugurele de Aur în sală, la Alba Iulia. Da. Deci da. Chiar am fost în sală. Am văzut Strugurele de Aur. Nu, deci... Și... Asta zic, după aia au ieșit festivaluri peste... Da, pentru că fac foarte multe festivaluri pe fonduri europene. Dar pentru... sunt multe festivaluri la care se cer bani. Da, știu. Și nu știi. Ajunge acolo, a, păi, de taxă. Da. Păi de unde taxă? În loc, tu ca festival, să-mi oferi cazare, masă, așa se face. Da. Eu la festivaluri când mergeam, mi se oferea cazare și masă. Da, astea festivalurile particulare, așa, da, sunt făcute de astea pe fonduri europene, pentru că cunosc acest aspect, sunt făcute pe fonduri europene foarte multe pentru promovarea și păstrarea tradițiilor, da, populare. Profită de aceste astea fonduri europene, fac 2-3 festivaluri și o scoți un ban, le cer soliștilor bani, la unii le taie chitanță, la unii nu. Și uite așa. Ce-ți dorești? Că ne apropiem de final. Ce-mi doresc? Îmi doresc de la viață sănătate, împlinire și fericire. Doamne ajută! Pe plan profesional îmi doresc să nu se schimbe nimic. Soțul te înțelege? Te soțul susține? Soțul e sprijinul meu. Cântă soțul tău? Nu. N-are nicio treabă. Până dar cine să cântă? Mă cunoască pe mine, zicea, eu știu doar coace, Doamne Brunele. Alu Petrica Mățu, da, săracul, Doamne. Da. Dumnezeu să-l ierte. Dar cine cântă în casă? Cocoșul sau găină? Știți cum? El crede că cântă el. Da, cântă fapt, găină. Eu cânt. Găină și la, da, propriu. Eu știu să îi vorbesc. Mă, iubire, ascultă-mă, uite mai bine. Totuși, parcă la contează Luca, enorm. Vorba dulce, mult aduce. Exact. Să exact. Știi, când bărbatul vine acasă oboșit și tu taca, 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 da, taca, nu, taca, nu, nu sunt... Să duce în lumea lui. Nu, nu, nu. Eu sunt, hai, da, să încercăm. Dar așa când vine vorba, da, înțelege. Dacă i-am spus lui acum să mergem, păi da, nici de al dracu nu merge. Deci nu, nu. Deci dacă îi impui treaba asta, nici mie nu-mi place. Haide, acum faci ca mine, acum. Nu, mă lași, nu-mi faci... Dar el te ascultă pe tine, adică tu l-asculți pe el, tu-l iei, îl bibilești, să spunem așa, da, dar el te bibilește pe tine, adică are grijă el de tine. El gătește. Oh, ce zodie? Fecioară. Ah, și gătește? Gătește. Ce știe să găsească? De toate. Da? Mai puțin ciorbă. A zis că știe și din aia, dar a zis că nu se bagă, că nu-i place să toace. Uh-huh. Și o gătesc eu. Dar faci niște fripturi. Ceau bune. Ah, e incredibil. Un bucătar de săvârșit. Păi trebuie să venim să filmăm la tine. Vă așteptăm! Hei, glumesc, nu? La modul real. Facem și un proțap când veniți. Hei, Doamne, pentru atâta cheltuială pentru, da, o emisie. Stai liniștită! Nu, dar nu e cheltuială, e o plăcere. Uite, v-am făcut invitația în direct. Da. Da. Bine, o să mergem și la Târgu Jiu atunci. Vă aștept. Mulțumesc frumos. Îți doresc sănătate mult atunci, putere de muncă, câte ce frumoase să ai. Te mai aștept cu drag, pentru că am avut multe să te întreb, dar na. A fost o conexiune puternică și... Da, pentru că suntem balanțe amândouă. Da. Așa, și îți doresc succes. Te aștept și vreau să-mi trimiți și copiii aici, să-i promovăm. Drag.
știți, tarifele toate se scumpe la piese, la tot și e greu. Da, dar să nu uiți că încă aici e postul de televiziune unde nu plătești taxă. Așa este. Și asta este cel mai important, să știi. Pentru ei cel mai important este. Da, așa este. Mulțumesc încă o dată, succes, sănătate multă, să-ți trăiască copiii, să te bucuri de ei, să te moștenească în final. Și uite, am ales pentru final Dragoste fără de noroc și Neicuță, frumos băiat, povestea de dragostea voastră, da. Atașa soțului, cum îl cheamă pe soț? Alexandru. Și atașa lui Alexandru. Așadar, vă invit și pe dumneavoastră, stimați telespectatori, să o ascultăm în final pe Raluca Ghișe Căpitanescu. Eu sunt Carmina Vlad. Vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Teleu Craiova. O întâlnire cu folclorul românesc, mai stăm de vorbă, mai aflăm una alta despre lume. Dar acum vă las în compania Ralucăi Ghișe Căpitanescu. Toate cele bune, la revedere! Dragoste fără de noroc, of, ce-a naibii, dragoste.
ne vom vedea. Tare mult m-aș bucura, dragoste să ne o jurăm și lumea s-o uităm. Peste un timp ne vom vedea. Tare mult m-aș bucura, dragoste să ne o jurăm și lumea s-o uităm. Dorul e fără și foc, dragoste fără de noroc. Of, cea naibii dragostea face din om doar ce vrea. Dorul e fără și foc, dragoste fără de noroc. Of, cea naibii dragostea face din om doar ce vrea. Multe mândre-ai sărutat, multe le-ai avut pe lume, dar niciuna nu-i ca mine. Necuță frumos băiat, multe mândre-ai sărutat, multe le-ai avut pe lume, dar niciuna nu-i ca mine. Vală din iubii nu-ți faci, mai bine neică să taci, că și eu mă fac ca dracu și mă iubesc cu tot satul. Vală din iubii nu-ți faci, mai bine neică să taci, că și eu mă fac ca dracu și mă iubesc cu tot satul. Degeaba că n-ai folos, mă uit în oglindă bine, zău că nu mă dau pe tine. Ai fi tunică frumos, degeaba că n-ai folos, mă uit în oglindă bine, zău că nu mă dau pe tine. Vală din iubii nu-ți faci, mai bine neică să taci, că și eu mă fac ca dracu și mă iubesc cu tot satul. Vală din iubii nu-ți faci, mai bine neică să taci, că și eu mă fac ca dracu și mă iubesc cu tot satul. Mine n-ai mai aflat și alta dacă ai aflat, tot n-o fi de seama mea. Ai umblat în lung și în lat, ca mine n-ai mai aflat și alta dacă ai aflat, tot n-o fi de seama mea. Vală din iubii nu-ți faci, mai bine neică să taci, că și eu mă fac ca dracu și mă iubesc cu tot satul. Vală din iubii nu-ți faci, mai bine neică să taci, că și eu mă fac ca dracu și mă iubesc cu tot satul.